Să rămână bună ziua tuturor. Ne întâlnim cu ocazia zilelor municipiului Roman. Ne întâlnim cu ocazia galei excelenței romașcane. Mă bucur să vă spun bun venit și să urez tuturor romașcanilor, municipiului Roman, la mulți ani, sănătate, putere, să devină ce a fost și mai mult decât atât. Aș vrea să începem activitatea de astăzi prin a conferi două titluri de cetățean de onoare. Și am să încep cu cel care s-a născut în anul 1850 în localitatea Șarânga din județul Buzău. După terminarea școlii primare în satul natal, a continuat studiile la Seminarul Teologic din Buzău și a profesat ca învățător în Urziceni și Mizil. În 1871 se înscrie la Facultatea de Medicină din București. La 1 ianuarie 1875 a întemeiat Societatea Studenților în Medicină din București, prima asociație științifică medicală a studenților din România. În anul 1877, anul independenței, fiind în ultimul an de studii, a plecat ca voluntar pe front în diviziile Crucii Roșii României în războiul de independență. În anul 1878 și-a susținut teza de doctorat și a început practicarea medicinei la Pătârlagele, județul Buzău. În cei doi ani petrecuți aici, Manolescu a realizat cu succes primele sale operații pe ochi. După specializări la Paris și Viena, a devenit medic oftalmolog la Spitalul Brâncoveniț din București, iar mai târziu șef de secție oftalmologică la Spitalul Colțea, unde a practicat medicina până spre sfârșitul vieții. Din anul 1885, a fost profesor universitar la Facultatea de Medicină București, fiind întemeitorul Școlii Românești Moderne de Oftalmologie, domeniu în care, printre altele, a descris o nouă tehnică de extirpare a irisului, precum și o metodă de tratament în conjunctivita granuloasă, numită în epocă și metoda Manolescu. Și pentru cataracta a creat procedee proprii de tratament, procedee care i-au purtat numele. Membru al Academiei Române, a condus prestigioasa revistă Analele Medicale Românești, a fost director general al Serviciului Sanitar Român, a fost preocupat îndeoseb de starea sanitară a țăranului român, înființând sute de infirmerii rurale și revista Apărătorul Sănătății. Pentru lucrarea a apărut în anul 1895 la București, tipărită de Academia Română, Igiena Țăranului Român, a primit premiul Academiei Române. A deținut o moșie în localitatea Strunga, în județul Roman, unde a înființat pe lângă băile pentru tratament și un spital pentru tratamentul belagrei. A fost senator de Roman în două mandate. În ultimul an de viață s-a retras la Strunga, dar a locuit și la Roman, oraș căruia i-a lăsat prin testament terenul, dar și o mare parte din fondurile necesare pentru construirea unui nou palat administrativ. Profesor dr. Nicolae Manolescu Strunga, căci despre el este vorba, a fost o personalitate marcantă a medicinii românești și o figură emblematică a filantropiei secolului al XIX-lea. Prin hotărâre de Consiliul Local, la inițiativa noastră, îi acordăm domnului profesor dr. Nicolae Manolescu Strunga titlul de cetățean de onoare post-mortem a municipiului Roman. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar cei care vor veni după dânsul să se ridice la nivelul de implicare, de altruism al strămoșului lor. Așadar, prin hotărârea numărul 110 din 13.05.2016, privind acordarea unor titluri de cetățean de onoare a municipiului Roman, Consiliul Local al municipiului Roman, examinând expunerea de motive inițiată de către domnul Laurențiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman, și raportul de specialitate întocmit de birou organizare evenimente speciale, văzând avizul favorabil al Comisiei pentru Buget Finanțe,
al Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret și al Comisiei Juridice, precum și avizul pentru legalitate dat de secretarul municipiului Roman, în conformitate cu prevederile articolului 1.8, capitolul 12 din anexa a hotărârii Consiliului Local numărul 34 privind aprobarea statutului municipiului Roman, în temeiul dispozițiilor articolului 45, precum și articolul 115 din legea 215 privind administrația publică locală, hotărăște. Se acordă post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman profesorului dr. Nicolae Manulescu Strunga, personalitate marcantă a medicinei românești. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile a prezentei hotărâri prin grija biroului de organizare evenimente speciale și mass media. Așadar, profesor dr. Nicolae Manulescu Strunga, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Roman. Da. Îi invităm pe reprezentanții Asociației Clepsidra să le mânăm acest document. Vreau să vă informez că nepotul distinsei personalități a fost prezent la Roman, o ocazie cu care a putut și dezvăli în holul primăriei bustul marelui înaintaș, care în zilele următoare își va lua poziția definitivă în parcul din fața primăriei și mai exact mâine, din câte știu eu, la ora 14, vă invit la această activitate, le înmânez așadar pentru a ajunge la urmașii dânsului diploma de cetățean de onoare, precum și însemnele municipiului Roman. Sănătate, bucurie și toate cele bune, vă rog un cuvânt. Hristos a înviat. Am salutat inițiativa domnului primar de a oferi titlul de cetățean de onoare ilustrei personalități a lui Nicolae Manulescu Strunga. Încă de când am aflat, este o inițiativă demnă de municipiul Roman, pentru că, după cum ați auzit, servează o personalitate, un adevărat român, cu o viziune a binelui deosebită și un mare filantrop, un om de știință și un om politic. De aceea, noi suntem onorați să primim în numele domniei sale și a urmașilor și vom duce la îndeplinire această sarcină. Vă felicităm, domnul primar. Memoria acestui distins om, bun român, care, cu părere de rău, trebuie să aduc la cunoștință că nici locul unde a fost înmormântat, acel mausoleu din fața băilor de la Strunga, a fost demolat. Chiar dacă nu se mai știe unde sunt osemintele domniei sale, în fața dumneavoastră și în fața lui Dumnezeu, vă asigurăm că îi vom continua memoria și o vom duce inclusiv refacerea istoriei neamului românesc, așa cum a fost. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos! Continuăm cu cel care s-a născut la Roman pe 6 martie 1946. A făcut școala primară și liceul în orașul natal. Îndrumat de tatăl său, a absolvit facultatea de construcții în anul 1968. După absolvirea cu succes a facultății în perioada 1968-1969, a fost repartizat ca inginer stagiar la Trustul de Construcții Industriale Onești Șantierul Iași. În anul 1969 a fost numit șef de lot în cadrul Trustului de Construcții Industriale Săvinești Piatra Neamț. A primit ca sarcină ridicarea fabricii de nutrețuri combinate și a uimit printr-un procedeu nou de turnare cu glisarea betoanelor, care spre surprinderea tuturor se înălțau cu 2 metri în fiecare zi. Inginerul Dan Marin, căci despre el este vorba, a contribuit decisiv la modernizarea municipiului Roman în perioada 1971-1990. Ca director al grupului de șantier din cadrul Trustului Județean de Construcții Montaj al județului Neamț, șantierul 2 Roman, a construit mare parte a blocurilor de Roman, fiind artizanul dezvoltării urbanistice moderne a localității noastre. Când a venit la conducerea șantierului, orașul avea 3.000 de apartamente, iar în anii 90 erau construite peste 32.000 de apartamente. Știa istoria fiecărui bloc, a fiecărei clădiri. A construit complexul balnear Băile Bălțătești din județul Neamț,
precum și halele API și atelierul de mufe din cadrul uzinei de țevi Roman. Totodată a coordonat activitatea de ridicare a complexelor agrozootehnice în jumătate din localitățile județului Neamț. De asemenea, a construit peste jumătate din clădirile din Târgu Neamț, inclusiv întreprinderea Vorbatir Târgu Neamț, precum și o parte din locuințele din orașele Zimnicea și Călăraș, după cutremurul devastator din anul 1977. A fost consilier al municipiului Roman timp de 3 mandate, în perioada 1992-2004, președinte al Comisiei de Urbanism cu activitate laborioasă în cadrul Consiliului Local. Romanul a fost orașul împlinirilor lui, împliniri pentru sine, dar și pentru orașul care s-a reîntors după studii. A clădit cu drag pentru Romanul natal și a visat zeci de ani cum să construiască clădiri în care viața să decurgă cu sentimentul de acasă. Profesionist desăvârșit, a fost ancorat în activitatea economică, culturală și sportivă a municipiului Roman, după Revoluție, până în bazele mai multor firme profilate pe lucrări în construcții și furnizare de agent termic. Generozitatea, ambiția, hotărârea, spiritul dreptății erau parte din ADN-ul său. Își susținea cu tărie opiniile și lupta până la capăt pentru ceea ce era just. Avea un respect deosebit pentru munca cinstită, pentru oameni, pentru dreptate, pentru faptele temenii făcute. Cu planurile de construcții în mâini, era fericit că are așa o meserie pe care o considera uriașă, provocatoare, atât de creativă și uimitor de frumoasă. Avea o personalitate puternică, râdea cu poftă și iubea viața. A călătorit, a citit, a cântat, a dansat, a iubit sportul încă din timpul liceului, făcând parte din echipa de volei, a alergat după mingea de tenis cât ai face ocolul pământului. Nu a fost niciodată adeptul jumătăților de măsură, a fost adeptul ideii totul sau nimic. Imbordul pe care l-a dăruit celor din jur a fost, oricât ar fi de greu, nu există, nu se poate. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 110 din 13 mai 2016, privind acordarea unor titluri de cetățeni de onoare a municipiului Roman, Consiliul Local al municipiului Roman hotărăște, se acordă post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Roman inginerului Dănuț Nicolae Marin, constructor, om de afaceri și fost consilier local. Primarul municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin grija biroului de organizare evenimente speciale și mass media și prezenta hotărâre se comunică tuturor potrivit legii prin grija secretarului municipiului, autorităților și persoanelor interesate. Așadar, inginer Dănuț Nicolae Marin, Dumnezeu să te odihnească, iar Romanul îți întoarce ca recompensă, ca recunoștință, titlu de cetățean de onoare post-mortem. Invit soția și fiica să vină aici alături de noi pentru a rămâna diploma. Iar aici sunt simbolurile municipiului Roman. Aici există o hartă a municipiului Roman pe care se găsesc construcțiile făcute. Aici se află un cub magic pe care oricum la protic găsim imagini din municipiul Roman, simboluri, o trusă de scris, eșarfa de consilier, fiind 3 mandate de consilier pe care am instituit-o atunci când am devenit primar, o revistă și pe care la vremea aceea nu era, dar măcar acum simbolic să-i o acordăm, și revista de prezentare a municipiului Roman, împreună cu un dar simbolic legat de activitatea artizanală din zona municipiului Roman. Vă mulțumesc și Dumnezeu să-L odihnească, iar dumneavoastră să trăiți, să-L pomeniți. Mulțumim tare mult, Dumnezeu! Ce poate fi mai frumos și mai onorant decât să primim un asemenea premiu? Cu siguranță El ar fi vrut să fie astăzi aici. Pentru că și-a iubit orașul, a iubit prietenii și adversarii deopotrivă și a dorit să construiască durabil, să rămână ceva după El. Vă mulțumesc foarte mult în numele Lui și considerăm că a fost un om mare cu un suflet și mai mare. Respect pentru Romașcan și pentru orașul român. Mulțumesc! Vom trece la secțiunile ale Galei Excelenței de astăzi. Vom începe cu secțiunea Seniori ai Excelenței. S-a născut pe 27 noiembrie 1920 la Târgoviște. A absolvit liceul Rechiță Văcărescu și școala de ofițeri de infanterie București, specializarea tancuri fiind prima promoție.
În anul 1942, cu grad de locotenent, fiind comandat de pluton, a luptat pe frontul de est și de vest, ajungând cu regimentul până la Viena. După război, a fost repartizat în diferite unități, Dej, București, Bacău, iar între anul 1956-1968 a fost comandat la regimentul de tancuri Galați. Din anul 1968 a activat la regimentul de tancuri Roman în grad de colonel. În anul 1975 s-a pensionat, acordându-i se ulterior gradul de general. După pensionare și-a descoperit o nouă pasiune, arta goblenului. Astfel, a făcut zeci de copii după picturi celebre, efectuând personal caroiajul. Este membru al Asociației Veteranilor de Război Filiala Roman, pentru fapte de arme deosebite și efectuarea de servicii excepționale pe câmpul de luptă, a primit distinția Coroana României, clasa 5-a, Ordin și amenirea de a răsplăti serviciile deosebite aduse statului român. Domnul general Petrescu este căsătorit, locuiește în Roman, iar verile și le petrece la Solca, Suceava, la casa părintească a soției, unde este și în acest moment și gândul nostru îl însoțește. Veteranii de război sunt simboluri ale curajului și devotamentului față de țară. Dârzenia, disciplina, simțul datoriei și al onoarei sunt valori pe care domnul general Petrescu le-a apărat pe câmpurile de luptă. Veteranii de război nu uită nici astăzi ordinul dat de comandanții lor în timpul războiului, ori de câte ori plecau la luptă, cu Dumnezeu înainte. Toată prețuirea noastră față de cei ce și-au îndeplinit misiunea până la sacrificiul suprem. Domnul general Virgil Petrescu. Fiind la Solca în acest moment, nu este prezent, îi vom înmâna atât diploma, distinția, cât și simbolurile municipiului Roman. S-a născut pe 20 martie 1933. A urmat cursurile școlii primare la Roman și liceul Roman Vodă. Este absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filologie, promoția 1957. Pedagog desăvârșit, a predat timp de 39 de ani limba și literatura română în școlile și liceile romașcane. Este președintele comunității evreilor din Roma. De la domnia sa am aflat că primii evrei s-au stabilit la Roman în urmă cu 600 de ani, în timpul domnitorului Alexandru cel Bun, așa cum de altfel reiese din cronica Romanului și a episcopiei de Roman a episcopului Melchisedec Ștefănescu. Au venit din proprie inițiativă sau au răspuns invitații unor domnitori moldoveni, doresc să întemeieze târguri, să dezvolte meșteșugurile și negoțul. Numărul evreilor romașcani a crescut continuu până la cel de-al doilea război mondial. Apoi a descrescut semnificativ și rapid, cauzele fiind decesele numeroase și emigrările masive în Israel. Comunitatea evreilor din Roman numără astăzi doar 30 de persoane. Conștient de importanța responsabilității pentru etnia căruia îi aparține, domnul profesor asigură asistență socială pentru cei bolnavi, vârstnici sau cu venituri mici. În anul 2012, după 15 ani de demersuri, domnul profesor Wechsler a reușit să finalizeze lucrările de renovare la sinagoga Leipziger, lăcaș de cult construit între anii 1924 și 1927, singura sinagogă rămasă din cele 18 câte au fost în Roman. Susține anual la Muzeul de Istorie comunicări privind comunitatea evreiască din Roman de-a lungul timpului. A participat la simpozioane organizate de Biblioteca George Radu Melidon cu ocazia zilelor municipiului Roman. La Institutul Teologic Francescan a susținut două conferințe despre sărbătorile iudaice, iar cu prilejul zilei Holocaustului prezintă expuneri liceenilor romașcani. A publicat zeci de articole în presa locală și în reviste de cultură. O persoană modestă și discretă, o prezență agreabilă, un bun orator de la înălțimea celor 83 de ani, consideră că viața este cea mai mare afacere, pentru că o primești gratis. Domnul profesor Iancu Wechsler, cu care am mândria și onoarea că am fost coleg la Colegiul Tehnic Ieron Costin, un om deschis, prietenos, un bun coleg de cancelarie, căruia îi mulțumesc pentru prietenia pe care o avem. Domnule profesor, vă rog. Cu dragul.
mulțumesc domnului primar și colaboratorilor pentru că și-au adus aminte de mine și m-au avut în evidență pentru a mă distinge pe această onorată diplomă de excelență. Sunt mândru, sunt cetățean al Romanului, localitate în care altădată au trăit numeroși etnici diferiți și care s-au împăcat foarte bine cu populația majoritară. Știu că în prezent se fac eforturi mari pentru ca Romanul să fie strălucitor, mai strălucitor ca altădată, spre binele locuitorilor. Urez domnului primar și întregii conduce mulți ani cu sănătate, succese mari. Doamne ajută! Mulțumim domnului profesor și dorim să prezentăm acum pe cel ce s-a născut pe 3 iulie 1939 în comuna Havârna, județul Botoșani, în familia lui Ioan și a Caterinei Bordeianu. A absolvit liceul la Sighișoara, promoție 1957. După terminarea liceului, timp de un an a fost învățător suplinitor în comuna natală, apoi a urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din Iași, pe care a absolvit-o în anul 1968, specializare pediatrie. A fost repartizat ca medic în comuna Ghereiești, comună mare cu o populație de 7.000 de locuitori, cu o natalitate de aproximativ 300 de copii pe an. Aici a profesat ca medic de medicină generală și pediatru, perioada 1968-1971. În anul 1972 a dat examenul de medic secundar la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, în specialitatea neuropsihiatrie infantilă. Cursurile de specializare le-a urmat în Iași și București, unde a susținut și examenul de specialist. Revenit pe meleagurile romașcane și a desfășurat activitatea în cadrul Spitalului Municipal Roman, unde a avut și funcții de conducere, medic șef la Policlinica Roman timp de 15 ani și apoi director de spital între anii 1990-1997. În toată această perioadă a avut în subordine cele două clădiri de spital, vechi și nou, care numărau 1200 de paturi, 33 de circumscripții sanitar-rurale, 7 circumscripții urbane, 7 dispensare de întreprindere, 4 creșe, leagănul de copii și stație de salvare. De menționat este faptul că domnul dr. Bordeianu a înființat la Spitalul Roman secții noi, precum cardiologie, neonatologie, oncologie, oftalmologie, endocrinologie și boli de nutriție. Timp de 46 de ani, cu pricepere și dăruire, doctorul Bordeianu a avut grijă de copiii și nepoții noștri, veghind ca ei să crească mari și sănătoși. Medic, pediatru, o profesie nobilă cu multe nopțalbe și multe sacrificii. E o profesie în care nu dăruiești nimic dacă nu te dăruiești pe tine, necontenit, necruțându-te, risipitor cu tot ceea ce simți, cu tot ce știi, cu toată dragostea, pentru rodul dragostei și minunea vieții. Copilul, domnul doctor Constantin Bordeianu. Doresc ca, după 48 de ani de activitate, colegii care urmează, mă refer la medici, să se dăruiască la fel ca mine. Mulțumesc! Următoarea secțiune pe care o abordăm la ediția din acest an, această ediție fiind a șaptea, care s-a ținut an de an, este secțiunea culte. S-a născut pe 8 ianuarie 1971 la Iași. Este absolventa Colegiului Vasile Adamachi Iași, promoție 1990. În vara acelui așa, pe 13 august, a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț,
După numai 7 luni, pe 13 martie 1991, a fost uns în monahism la Mănăstirea Neamț. O lună mai târziu, pe 22 aprilie 1991, este hirotonit ierodiacon de către preasfințitul Gherasim Purteanu. Pe 30 ianuarie 1993 a fost hirotonit ieromonah de către înalt preasfințitul Daniel, metropolitul Moldovei și Bucovinei, în Catedrala Metropolitană, iar pe 1 ianuarie 1994 a fost hirotesit protosinghel. În perioada 1991-1995 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În anul 2005 a absolvit și Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași. La Mănăstirea Neamț au fost încredințate diferite ascultări, la Pangar, la Muzeu, la Bibliotecă și la Secretariat. De asemenea, în perioada 1998-2005 a participat la toate edițiile de cursuri de perfecționare a ghizilor și muzeografilor. Totodată, participa la congrese și conferințe de specialitate medicală stomatologică. Între anii 2009-2011 a urmat cursurile de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. În prezent este în anul al doilea la școala doctorală de bioetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă Isidor Todoran din cadrul Universității Babeș-Bolyai în Cluj-Napoca. A publicat numeroase articole în ziarul Lumina și în revistele Candela Moldovei și Telegraful Român. Din septembrie 2011 este eclesiar la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Este o persoană cu bogate activități misionare, fiind inițiatorul și organizatorul multor activități și manifestări cultural-religioase la diferite ocazii din timpul anului. Vorbim despre arhimandritul Andrei Ioniță. Un prieten bun, un bun colaborator, un om cu inimă mare, cu suflet mare, un om mereu prezent în activitatea spirituală, culturală a municipiului Roman. Îi mulțumesc pentru acest lucru, îi urez sănătate și putere pentru a continua drumul bun pe care se află. Cum se spune, Doamne ajută! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sunt emoționat pentru că particip pentru prima dată în viață, să spun, la un astfel de eveniment și onorat. Și aș putea să spun că primirea unui premiu este, în primul rând, o binecuvântare de la Dumnezeu și nu este meritul doar aș putea ce mă crește pe mine, ci este meritul binecuvântării în alta Sfântului Părinte Ioachim pe care le primim de fiecare dată când face câte un eveniment. Așa că acest premiu îl dăvesc și celor din jur și tuturor dumneavoastră și ce aș putea să vă spun că salutăm toată intelectualitatea romașcană care de fiecare dată participă și domniile lor la toate evenimentele cultural-spirituale inițiate în cadrul Arhiepiscopiei noastre. Vă mulțumim din suflet și din inimă cu gratitudinea tuturor celor prezenți. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Da. Mulțumesc frumos! Există un om a cărui familie este întreaga parohie. Un om pe care îl chem ca sfătuitor, ca martor în toate momentele solemne ale vieții, un om care binecuvintează și sfințește toate faptele noastre bune. Preotul. S-a născut la Piatra Neamț pe 1 decembrie 1970. După 2 ani de liceu la Colegiul Național Petru Rareș, a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costache la Mănăstirea Neamț. Este absolvent al Facultății de Teologie Dumitru Stăniloae la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și are un master în teologie la aceeași facultate. Pe 6 august 1995, odată cu sărbătoarea schimbării la față, a fost hirotonit diacon, iar pe 13 august a fost hirotonit preot pe seama parohiei Vâlei Protopopiatul Huș. În perioada 1996-2008 a fost preot paroc în parohia Climești. În anul 2000 a fost hirotesit iconom.
Din iunie 2008 este preot paroc la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar în anul 2009 a fost hierodisit iconom stavrofor. În perioada 2004-2013 a fost secretar al Protopopiatului Roman, iar din februarie 2013 este consilier administrativ la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Totodată, din decembrie anului trecut, este purtător de cuvânt al cetrului Eparhial Roman. Pe lângă activitatea pastorală, preotul Alexandru Zamfir desfășoară o activitate bogată, misionară, filantropică și culturală. A inițiat și organizat numeroase manifestări în cadrul unor proiecte desfășurate în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Sav, structura Carol I, Școala și Biserica, două aripi în același zbor, Carte pentru minte, inimă și literatură, Șahul, prietenul meu, 5 ediții, Program de catecheze pentru elevi. Tot în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în fiecare zi de luni, tinerii participă la un program de rugăciune pentru copiii bolnavi de cancer sau alte boli incurabile. Părintele consilier Alexandru Zamfir este și un pasionat colecționar, reușind să amenajeze la casa parohială un mic muzeu etnografic. Este căsătorit, are doi băieți, Flavian Alexandru și Sabin Justinian. Îl invităm pe părintele consilier Daniel Alexandru Zamfir. Hristos a înviat. Adevărat. Eu am în fișa postului să nu am emoții atunci când vorbesc și mai ales în fața camerelor. Din mai noua calitate de purtător de cuvânt al Centrului Eparhial Roman, mă gândeam totuși că un mulțumesc este prea puțin, pentru că premiul acordat astăzi mă onorează și mă obligă în egală măsură. Aveam momente în timpul vieții când mă simțeam excelent, nu aveam dovadă scrisă și vă mulțumesc pentru asta. De felul meu sunt discret și uneori chiar modest, dar de data aceasta m-ați așezat în fața tuturor într-o regăsire și mă bucur că sunt aici, mă bucur că sunt printre nominalizați și printre premianți. Și mă bucur că suntem prieteni. Unul dintre câștigurile pe care mi le-a oferit Romanul, chiar dacă sunt născut la Piatra Neamțului, dar 16 ani am locuit acolo, după aceea, nu întâmplător, pentru că nimic nu este întâmplător în viață, am intrat în seminarul teologic odată cu intrarea părintelui Arhimandrit Andrei în Mănăstirea Neamțului, în Monahismul Mănăstirea Neamțului, acum suntem colegi de masă. Stau între doi prieteni, între conul Iancu și părintele Andrei. Vă mulțumesc, nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră, din tot sufletul vă mulțumesc. Sper să rămânem prieteni și sper să nu dezamăgesc. Mulțumesc, părintele. Și vom prezenta acum pe cel ce s-a născut pe 13 mai 1958 la Pildești, în județul Neamț. A urmat cursurile gimnaziale la școala din Comuna Natală și cursurile școlii de cantor din Iași. Este absolvent a Institutului Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, promoția 1984. A fost sfințit preot pe 29 iunie 1984 la Iași de către episcopul Valent Laiuș. A activat ca vicar în parohia Valea Mare, Bacău, între 1984-1986. Adormirea Maicii Domnului Iași între 1986-1988. În perioada 1990-1995 a fost prefect la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, apoi timp de 4 ani a fost paroc la Biserica Sfânta Tereza din Iași între 1995-1999. În anul 1999 a urmat cursul de misiologie la Londra între 17 martie 1 august și la Verona, între 1 septembrie 15 octombrie. În perioada 24 noiembrie 1998, 18 iulie 2000, a fost misionar în Iahururu, în Kenya.
A fost timp de 10 ori paroc la Tomești, iar din anul 2011 este parocul Bisericii Sfânta Tereza din Roma. Preotul Pavel Chelaru este o prezență activă în viața cultural-spirituală a urbei noastre, atât la emisiunile pe teme religioase, repere spirituale, cât și la conferințele organizate de Academia Petru Tocănel. Preot Pavel Chelaru. Îl invităm aici. Surpriza pe care l-ați făcut-o tuturor celor care participați la această întâlnire, la această oră. Am un crez și vreau să-l mărturisesc acum pe scurt. Sunt pildeștean prin naștere, sunt ieșan prin educație și sunt rămașcan prin inimă și viață. Și vă mulțumesc! Vom trece la următoarea secțiune, secțiunea culturală. Și vom începe cu cea care s-a născut în ziua de întâmpinare a Domnului pe 2 februarie 1944 la Asău, județul Bacău. Absolventa liceului Roman Vodă, a urmat cursurile Facultății de Filologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, promoția 1967. După terminarea facultății a fost profesor de limba și literatura română la școlile din Pociunci, Săbăoani, apoi la Liceul Tehnologic Vasile Sav și la Colegiul Național Roman Vodă. Debutul publicistic a fost în anul 1985 în revista Cronica, cu eseul Mitul Orfic în poezia lui Lucian Blaga. Debutul editorial și l-a făcut în 1999 cu romanul Simurgul, apărut la editura Junimea din Iași. Membra a Uniunii Scriitorilor din România, doamna profesor Violeta Lăcătușu, este și autoarea volumelor Inițierea astrală în anul 2003, Imprevizibilul este săgeata destinului în 2004, Să crezi în imposibil în 2008, Prin universul holografic 2012. De asemenea, a publicat eseuri, poezii și proză în revistele Convorbiri Literare, Cronica, Analele Universității Alexandru Ioan Cuza, Antiteze. Despre romanul Daria, apărut la finele anului trecut, criticul literar dr. Cristian Livescu spunea: bine elaborat, bine scris, Daria este realmente o reușită cariera literară a autoarei. Dorința de a construi personaje feminine de paletă densă o aseamănă cu Hortensia Papada-Bengescu, dar și cu Gabriela Adameșteanu, scriitoare de înalt rafinament, cărora alăturarea Violetei Lăcătușu cu noul său roman nu reprezintă nicio exagerare. Profesoară de excepție, scriitoarea Violeta Lăcătușu ne duce cu gândul la sintagma complexă a poetului, o floare ca o lumină. La fel de talentată ca pictoriță, cât și ca scriitoare, s-a făcut remarcată cu expoziții personale de pictură la Roman, Iași, Bacău, Piatra Neamț. Activitatea plastică vine în completarea laturii ezoterice din scrierile literare, creatoarea Violeta Lăcătușu fiind unul din reprezentanții de marcă ai culturii romașcane. Doamna profesor Violeta Lăcătușu! Acestei distinții, ca în fiecare an sărbătorirea performanței, este o expresie vie a calității vieții din această așezare, oameni inteligenți, harnici, demni, dar mai ales buni și deschiși spre spiritualitate. Mă gândeam, în timp ce prezentați personalitățile
pe care le-ați invitat astăzi aici, că orașul nostru, din punct de vedere spiritual, este, nu mai este un oraș de provincie, de mult timp. Vă mulțumesc! S-a născut pe 20 iulie 1971 la Galați. A absolvit liceul de matematică fizică Vasile Alexandrii din Galați, iar între anii 1990-1995 a urmat cursurile Facultății de Geografie și Geologie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. După terminarea facultății se stabilește la Roma și se angajează la Muzeul de Istorie. A profesat timp de 20 de ani ca muzeograf, iar cariera profesională și-a dezvoltat-o treptat prin obținerea în anul 1999 a diplomei de absolvire a programului de pregătire postuniversitară Bazele restaurării științifice, specialitatea restaurarea bunurilor de patrimoniu cultural național din metal și ceramică. Iar, în anul 2005, obține calitatea de expert în domeniul conservare și restaurare metale. În anul 2009, a obținut teza de doctorat studiu fizico-chimic al procesului de alterare a obiectelor arheologice ce conțin metale și a obținut titlul științific de doctor acordat de Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași. A colaborat cu laboratoare și centre de restaurare din Iași și București, iar din anul 2008 cu platforma Arteo Invest, laboratorul de investigare științifică și conservare a bunurilor de patrimoniu cultural de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Între anii 2011-2012 a obținut o bursă de cercetare postdoctorală de 6 luni la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, având și un stagiu de pregătire la Academia din România, Roma, Italia. Ca muzeograf a promovat obiectele de patrimoniu din Muzeul de Istorie din Roma, iar rezultatele cercetării doamnei dr. Otilia Mircea au fost publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate. Numele doamnei Otilia Mircea apare ca autor și coautor pe cărți și cataloge de expoziții, a participat la conferințe, simpozioane și sesiuni de comunicări și a organizat expoziții tematice adresate publicului larg sau didactice pentru elevi. Recent, dr. Otilia Mircea a deschis un nou drum de valorificare a patrimoniului muzeal prin conceperea unor proiecte educaționale adresate copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, unicate în țară, oferind astfel modele noi de prezentare a muzeului și a activităților desfășurate de specialiști din muzee. Este căsătorită și are o fiică, Claudia Elena. O invităm pe doamna muzeograf dr. Otilia Mircea. Înființată în anul 2002 la comemorarea 10 ani de la moartea ilustrului profesor dr. Petru Tocănel, Academia Istorico-Juridico-Teologică, care îi poartă numele, își propune să evidențieze vasta personalitate și prestigiu de care s-a bucurat în lumea catolică și nu numai, și să studieze atât scrierile rămase în manuscrise, cât și întreaga activitate științifică și universitară pe care a desfășurat-o la Roma, în Italia, în folosul României, în perioada 1940-1992. În plus, Academia, prin opera de cercetare, dorește să dezbată atât argumente cu caracter istorico-juridic specifice Bisericii Catolice din apusul și răsăritul Europei, cât și relațiile Bisericii Catolice cu instituțiile europene. Din anul 2011, președintele Academiei Petru Tocănel este preot, lector universitar dr. Eugen Răchiteanu. Absolvent al Institutului Teologic Francescan din Roman, a urmat cursuri postuniversitare de istoria artelor la Institutul Michelangelo din Florența. Este doctor în științe teologice iconografice la Facultatea Pontificală Sfântul Bonaventura din Roma. A obținut un master în geopolitică la Universitatea București și un master în arhitectură și artă sacră la Universitatea Europeană din Roma. Este doctorand în estetică filozofică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Din august 2007 până în octombrie 2008 a fost promotorul artei și culturii din cadrul complexului monumental Santa Croce din Florența și reprezentantul complexului monumental în relație cu universitățile din Florența. Timp de 2 ani a fost rector al complexului monumental Sfântul Francis din Cortona, Italia. Tot în această perioadă a meditat încheierea pactului de amiciție între Cortona și municipiul Roman. Între anii 2009-2011 a fost directorul al Centrului Studio Teologico per Laici de Santa Croce, Florența. De asemenea, a fost vicar al Bazilicii Sfânta Cruce din Florența. De la începutul acestui an este director general al casei editoriale Città di Vita din Florența. În tot acest timp, Academia Petru Tocănel a organizat conferințe lunare pe diverse teme, trecuta oanii, venivor vremuri, martiri și mărturisitori ai neamului românesc, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, dar și expoziții de icoane și artă religioasă, icoana Cale spre Înviere, concerte simfonice susținute de Departamentul de Muzică Schola Cantorum Mușatina al Academiei Petru Tocănel. Așadar, Academia Istorico-Juridico-Teologică Petru Tocănel, preot, lector universitar, dr. Eugen Răchiteanu. Emoționat. Da. Sunt emoționat. Mulțumesc, domnule primar, pentru acest premiu. Mulțumesc tuturor celor care s-au ostenit să ne dea acest premiu. Acest premiu îl dedic tuturor membrilor Academiei Petru Tocănel. Chiar în acest moment, la Sibiu, se încheie un pact de colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna, unde Părintele Rector de la institutul nostru și Părintele Constantin Necula semnează acest pact de amiciție între cele două realități, între Facultatea de Teologie și Academia Petru Tocănel. Iată că Academia nu desfășoară activități doar aici în Roman, ci și în alte părți din România, duce numele acestui oraș cu demnitate și în alte locuri. Drept pentru care eu vă mulțumesc tuturor că aveți încredere. Și dacă tot sunt aici, vă invit mâine seară la ora 18 la Hotelul Roman pentru a 5-a conferință despre porunca să nu ucizi. Vă aștept cu drag la ora 18. Mulțumim părintelui Eugen Răchiteanu. Vom fi prezenți acolo, cum am fost la fiecare ediție în care s-au discutat, s-au dezbătut, s-a căutat simbolul și transmiterea mesajului divin prin cele 10 porunci. Iar acum, Părinte Eugen Răchiteanu, era firesc să aveți și dumneavoastră emoții, cum am avut și eu emoții atunci când prin altarul Catedralei Sfântul Francis din Cortona semnam tratatul de amiciție între Roman și capitala etruscă Cortona. S-a născut la 1 martie 1956 în comuna Pozenii de Jos, județul Neamț. A absolvit cursurile liceului numărul 2 Roman, astăzi corpul B al Colegiului Național Roman Vodă. Este licențiat în arte plastice la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Devine doctor în arte plastice cu lucrarea simbolului din arta populară și arta creștină ortodoxă integrate în pictură. Este membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România. A organizat 20 de expoziții personale, 7 numai în roman, și are numeroase participări la expoziții colective, naționale și internaționale. Are picturi în colecții ale muzeilor din țară, colecții particulare și în țară și în străinătate. Pe lângă activitatea plastică, are și numeroase participări la simpozioane și sesiuni de comunicări științifice. De 17 ani este profesor de arte plastice la Clubul Copiilor din Roman. Îi place să antreneze copiii pe care îi coordonează în activități cu tematici diferite, de protejarea mediului, de salvarea pădurii de la defrișări necontrolate, de conservarea artei populare, a tradițiilor românești,
de stimularea lecturii în bibliotecă prin actul creativ, de formarea unor percepții clare din punct de vedere moral și spiritual privind credința creștină. Astfel, pe lângă activitatea de catedră, organizează simpozioane și concursuri naționale prin care antrenează copiii din toată țara. Concursurile naționale pe care le organizează în fiecare an, copiilor le pasă, copiii creează 5 ediții, Mărțișorul Românesc 9 ediții, Culoarea Lecturii în Bibliotecă 7 ediții, Crucea în Imaginația Copiilor 5 ediții, au creat și oportunitatea realizării de mii de parteneriate cu diverse instituții școlare din țară. Inedit este faptul că toate lucrările participante, concursurile și simpozioanele sale au fost legate în zeci de volume de carte care au fost donate unor instituții precum Biblioteca George Radu Melidon din Roman, Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău, Palatul Culturii din Iași. Au organizat diverse activități și expoziții la Biblioteca George Radu Melidon, Muzeul de Artă, Muzeul de Științele Naturii, Casa de Cultură Primăria Roman, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului Biblioteca George Asachi Iași, Teatrul George Bacovia Bacău, Palatul Copiilor din Iași. Munca prestigioasă de profesor și artist plastic a fost încununată de numeroase premii pentru întreaga activitate de promovare și susținerea artelor frumoase, contribuind la păstrarea vie a mișcării artistice în străvechea cetate bușatină a lui Roman Voivod. Este căsătorită și are 3 copii și 4 nepoței. Profesor dr. Monica Carp. Mulțumesc pentru premiul acordat. Sunt pentru a treia oară în această ipostază, pentru a doua oară premiată de domnul primar Dan Laurențiu Leureanu. Mulțumesc domnului primar pentru că de multe ori l-am avut în activitățile mele și dedic acest premiu tuturor colaboratorilor mei, pentru că fără dânsii nu aș fi putut fi în această ipostază. Dacă în edițiile anterioare, când am fost premiată, spunea că acest premiu mă onorează și mă obligă, acum spun că acest premiu mă onorează și mă înnobilează. Sunt la 60 de ani, sunt la 60 de ani în prag de pensie. Chiar mă înnobilează acest premiu. Vă mulțumesc mult! Și vă invit, domnule primar, la 5-a ediție a concursului național Crucea în Imaginația Copiilor. Vă invit și pe dumneavoastră și vă mulțumesc, domnul primar și conducerii primăriei, pentru că prin această premiere ne-ați dat posibilitatea să ne cunoaștem între noi, oamenii responsabili, oameni reprezentanți ai orașului român. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Vă urez multă sănătate, să spunem că au fost mai multe premii și distinții, dar acesta este premiul prim la Gala Excelenței Romașcane. Am început cu doamna Monica Carp, secțiunea învățământ, continuăm cu cea care s-a născut în anul 1960 în Tecuci, județul Calați. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în anul 1983. Profesor titular de limba și literatura română la școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roman. Competența, dăruirea și exigența au fost reperele activității didactice a doamnei profesor Liliana Moldoveanu timp de 33 de ani de muncă la catedră. Elevii pregătiți de domnia sa au avut rezultate remarcabile la examene de admitere în liceu. Alături de acestea au fost olimpiadele și concursurile școlare la disciplina limba și literatura română, unde elevii doamnei profesori au obținut sute de premii și mențiuni la fazele județene și naționale. În anul 2015, o elevă coordonată de domnia ei a obținut cel mai bun rezultat din județ la faza națională a olimpiadei de limba și literatura română, respectiv premiul al treilea. Pasionată de arta dramatică, a inițiat și coordonat Festivalul Interjudețean de Teatru Școlar pentru Copii de Gimnaziu, festival care a ajuns la ediția a 5-a. Doamna profesor Liliana Moldoveanu desfășoară și activitate publicistică.
A publicat volumele de teatru o altfel de scenă politică, rătăciți printre tradiții, și este coautor la volumul Monografia Comunei Sarna. De altfel, domnia sa se află printre donatorii de carte a Bibliotecii Municipale. Cărțile adunate și păstrate de ani de zile în biblioteca personală se regăsesc astăzi în rafturile Bibliotecii Municipale George Radu Melidon, datorită generozității doamnei profesor Liliana Moldoveanu. A publicat articole în reviste de specialitate, recenzii, auxiliare și teste în vederea pregătirii elevilor pentru examene și concursurile școlare. În timpul liber este pasionată de lectură și de teatru. Este căsătorită, este mama doi copii, Dragoș, absolvent al Facultății de Științe Politice și Anca, absolvent al Facultății de Drept la Universitatea din București. Doamna profesor Liliana Moldoveanu. Activitatea de profesor are părți foarte frumoase, dar și mai puțin frumoase. Cele mai puțin frumoase au fost totdeauna escompate de prețuirea elevilor, de prețuirea părinților și, nu în ultimul rând, de prețuirea comunității locale, care, prin persoana domnului primar, nu a uitat niciodată că dacă școală nu e, nimic nu e. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc mult succes și în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc frumos! O parafrazare frumoasă a lui Marin Preda. Și vom continua secțiunea învățământ cu cel care s-a născut la Botoșani, aproape de Mihai Eminescu, în 1966. Au urmat cursurile Liceului Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, apoi ale Facultății de Filologie a Universității din București, promoție 1989. După terminarea facultății, în perioada 89-2002, a fost profesor la școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roman. Iar, din septembrie 2002 până în prezent, este profesor pe o catedră de limbă și literatură română la Colegiul Național Roman Vodă. În anul 2000 obține gradul didactic 1 în învățământ. A publicat numeroase articole și auxiliare de specialitate și a participat la cursuri de formare și de perfecționare pe diverse teme, de la teoria și practica evaluării la temperamentul școlarilor și inteligența emoțională. În cei 27 de ani de activitate s-a remarcat prin rezultate de excepție înregistrate de elevi îndrumați de dumnealui la examenele naționale și la concursurile școlare, premii la nivel județean, național și internațional. Este un profesor foarte apropiat de elevi, cu o mare capacitate de empatie. Se implică în proiecte și activități de voluntariat împreună cu elevii, o acțiune din acest an fiind și Noi vrem o Românie mai curată. Fotografia l-a fascinat de când era copil. A devenit un hobby cu vreo 10 ani în urmă, iar acum este o pasiune care îl face să vadă lumea și prin obiectivele camerei foto. Să scriu cu lumină este o frumoasă provocare, spune profesorul Paul Alexandru. A venit spre fotografie din literatură, ceea ce l-a ajutat foarte mult în ceea ce privește compoziția. Pentru fotografie a obținut și diverse premii. Cel care a dat încredere în ceea ce face este premiul pentru ingeniozitate oferit de cotidianul Gândul în anul 2008, în cadrul concursului O vară cu gândul la tine. Prin hobby-ul dumnealui, fotografia promovează în mediul virtual imaginea Colegiului Național Roman Vodă, a municipiului nostru și a județului. A început colaborarea cu Muzeul de Artă, unele lucrări fiind expuse chiar în această perioadă. Fuge tot timpul de funcții de conducere, plăcându-i să lucreze mai mult cu oamenii în devenire, elevii. Dar îi apreciază și îi respectă pe cei care se implică în viața publică, pe cei care conduc cu adevărat bine. Profesor Paul Alexandru. Cred că am primit prea devreme acest premiu sau această distinție,
Eu am încercat să convinc pe cineva că e prea de brede și n-am fost destul de convingător, cred că, până la urmă. Al doilea anunț, meritul rezultatelor deosebite este, în primul rând, al elevilor, apoi al instituției unde îmi desfășoară activitatea, Colegiul Național Roman Vodă, și, desigur, al părinților care sprijină educația. Și al treilea, totuși, felicitări organizatorilor pentru acest eveniment deosebit. Mulțumim frumos! Da. E greu mereu să fii la momentul, la locul potrivit. Iată, domnul profesor spune că poate e prea devreme, probabil pentru domnul inginer Dan Marin a fost prea târziu. Eu cred că, indiferent din moment, lucru bine făcut trebuie făcut și fiecare așezat acolo pe acea scară din societate, din comunitate pe care o merită. Și fiecare o merită în baza activității, a muncii depuse, a atitudinii, a modului în care comunică, după cum simte să fie parte a unei comunități. Iar toți cei care astăzi sunt în fața noastră, toți cei care astăzi nu sunt în fața noastră, dar pe care îi elogiem, au știut să facă parte din această comunitate la modul concret, la modul implicat și dinamic. Vom trece la secțiunea Sănătate. S-a născut la Roman pe 8 ianuarie 1953. Absolventa Colegiului Național Roman Vodă, a urmat cursurile Facultății de Medicină la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, promoția 1978. După absolvire a fost repartizată ca medic stagiar la Spitalul din Roman. Apoi a urmat cursurile de rezidențiat în specialitatea endocrinologie, fiind confirmată ca medic specialist endocrinolog în anul 1985. Apoi, până în anul 2000, a profesat ca medic primar endocrinolog la dispensarul Policlinic Roman, dar și la Spitalul Municipal de Urgență Roman, secția endocrine. În anul 1992 a obținut examen de medic primar endocrinolog. În anul 2000 susține examenul în cea de-a doua specialitate ca medic specialist de apel nutriție și boli metabolice. Concomitent, a urmat cursuri de competențe în ecografie endocrină și supra-specializări în osteoporoză și în patologie osoasă. Preocupată de formarea continuă, a participat la simpozioane și congrese de specialitate în țară și în străinătate. Este căsătorită și are o fică, Simona Livia, absolventă a Facultății de Drept, în prezent student în anul 4 la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. În timpul liber, doamna doctor este pasionată de lectură, ascultă muzică și îi place să călătorească. Doamna doctor Viorica Damaschin. Și, în același timp, mulțumesc domnului primar, oficialităților din Roman, pentru aprecierile pe care le-am putut primi. Ce să zic, am semnat un jurământ în urmă cu 38 de ani și consider că l-am îndeplinit cu onestitate, dăruire, profesionalism și sper ca să transmit urmașilor și bucuria mare că avem urmași, care cu aceeași dăruire și onestitate vor duce această meserie nobilă mai departe. Vă mulțumesc încă o dată și... Și noi vă mulțumim. Mă angajez solemn să-mi consacru viața în slujba umanității. Este primul paragraf de jurământul lui Hipocrate. Profesia de medic este una dintre cele mai vechi din lume. Fie că i s-a spus vindecător, vraci sau tămăduitor, medicul a fost și a rămas dintre cei mai respectați oameni în comunității. S-a născut pe 13 octombrie 1954, absolvent a Facultății de Medicină și Farmacie la Universitatea Grigore Tepopa din Iași.
Din anul 1982 este medic la secția recuperare medicală a Spitalului Municipal de Urgență Roman. În perioada 1989-1992 a urmat cursuri de specializare în balneofizioterapie și recuperare medicală la Universitatea de Medicină și Farmacia Universității Carol Davila București. Șansa unui medic de a deveni mai bun constă nu doar în pregătirea profesională, ci în dezvoltarea conștiinței că tot ceea ce face se află sub semnul datoriei față de semeni și față de Dumnezeu. Din anul 2013, doamna dr. Maria Codcă desfășoară activități în regim de voluntariat la Asociația Caritas Roman. Încă din antichitate, Asclepiade enunța un principiu. Datoria medicului este să vindece sigur, repede și cu voie bună, evidențiind de fapt cele trei coordonate ale actului medical. Cunoașterea științifică, tehnicitatea și optimismul care reflectă totalitatea condițiilor morale pentru exercitarea artei vindecării. Doamna dr. Maria Codcă. Prețuirea dumneavoastră înseamnă enorm pentru mine și ca om și ca profesionist. Încă o dată vă mulțumesc. Mult succes în continuare. Mulțumim și vă urăm și noi mult succes și multă sănătate. S-a născut pe 5 septembrie 1980. Este absolventa Colegiului Național Roman Vodă, profil chimie-biologie. A urmat cursurile Facultății de Medicină la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, promoția 2005. După 5 ani de pregătire în specialitatea de medicină de urgență, se angajează în anul 2010 la Spitalul Municipal de Urgență Roman ca medic coordonator. Aici s-a preocupat de crearea unei echipe cât mai închegate de recrutarea de medici specialiști în urgență, iar atunci când i s-a propus începerea activității pe o mașină SMURT, a răspuns prezent. Conștientizând importanța unei asemenea echipe pentru a salva vieți în prespital. Tot în anul 2010, după o perioadă de pregătire la un centru de dializă din București, a completat echipa de medici a centrului de dializă Roman. În anul 2010 a susținut la București pentru examenul de medic specialist, iar în anul 2015 și-a susținut examenul de medic primar. Preocuparea pentru medicina alternativă și dorința de a îmbina tratamentele clasice cu cele naturiste au determinat-o să studieze 2 ani la Iași medicina homeopată cu obținerea competenței pe această latură în anul 2013. S-a implicat activ ca voluntar alături de Fundația Pacea în acordarea asistenței medicale pentru familiile defavorizate din saltul olimpic, precum și a școlarilor și preșcolarilor din aceeași fundație. Dorința de implicare socială a dus la inițierea în anul 2015 a unui proiect de colaborare între primărie, școlile din Roma și Spitalul Municipal, proiect cu tema măsuri de acordare a primului ajutor în diverse situații de urgență. Acest proiect a presupus un program de demonstrații practice în fiecare școală, susținut de doamna dr. Tălmăcel. În perioada 2009-2010, atrasă de activitatea didactică, a predat la o școală posticeală sanitară din Roma. Din decembrie 2015 urmează cursurile pentru al doilea rezidențiat pe medicină de familie. A fi medic în centru de primiri urgențe poate fi un risc, iar acest lucru este deja demonstrat, din păcate. De incidentele în care sunt implicate cadrele medicale care lucrează aici, știm cu toții. La centru de primiri urgențe al Spitalului Roman vin zilnic peste 100 de pacienți cu afecțiuni diverse. Medicii de la centru primire urgență sunt în linia întâi și duc în fiecare secundă bătălie crâncenă pentru viață. Doctorul Tălmăcel e unul dintre ei. A văzut drame, a văzut durere, a resuscitat oameni, a salvat vieți. Fiind activă, tonică, este pasionată de drumeții, de activități în aer liber, dar și de confecționare de obiecte de podoabă, respectiv coliere din pietre semiprețioase și flori din satel. Doamna dr. Maria Tălmăcel este coordonatorul Centrului de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal de Urgență Roma, este căsătorită și este mama a 3 băieți. Va fi în viitor soacra cu 3 nurori. O invităm pe doamna dr. Maria Genoveva Tălmăcel.
mulțumesc frumos. Atunci când am fost sunată, nu mi-a venit să cred. Întreb și eu ca domnul profesor de la Roman Godă, sigur despre mine e vorba, nu-i cam de vreme? Și după cum știți, eu sunt omul faptelor, nu al vorbelor, și de aceea nu venea să cred. Ce să zic, sunt o reprezentantă, de fapt, a colegilor mei, a medicilor de la urgență, a medicilor în general care și-au dedicat viața aproape lui. Și soțul meu nu e aici să confirme, dar de fiecare dată când sună telefonul și e nevoie de mine, eu am sărit în papuci și am plecat, chiar dacă cei trei copii sunt acasă, ne descurcăm și am un soț înțelegător. Mult succes în continuare, mulțumesc încă o dată! Mulțumim frumos! Se întreba dacă despre dânsa este vorba când a primit distinția. Păi, dorim să premiem și această activitate când omul sare din pat în timpul lui liber și când mai puțin păsându-i de el, vine și pasă de alții. Este important pentru noi și pentru comunitate și vă mulțumim pentru acest lucru. Da. Crește ochiul din ceapă. Vom trece la secțiunea administrație publică. S-a născut la Ploiești pe 6 august 1951, absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultate de Științe Economice. În perioada 72-92 a lucrat la Institutul Județean de Proiectare Neamț. Între anii 92-96 a fost viceprimar al municipiului Piatra Neamț, apoi de un timp de un an a fost prefectul județului Neamț. După cursul postuniversitare la Academia de Studii Economice București, a participat la mai multe proiecte de perfecționare organizate de Institutul Național de Administrație sau de Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Din anul 2006 este director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, după ce în perioada 2002-2006 a fost director general al aceeiași instituții. Astfel, cazuistica socială nu este străină. Lucrează de 14 ani în sistemul de asistență și întotdeauna a susținut și promovat profesia de asistent social și a considerat că asistenții sociali sunt specialiștii care nu trebuie să lipsească din nicio instituție care furnizează servicii sociale. Afilieri profesionale. Este vicepreședinte în Comisia pentru Protecția Copilului. Este membru în Organizația Salvați Copiii. Este membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesional din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Socială Educațională. A fost membru adunării eparhiale al Episcopiei Iașilor. Pentru asistenții sociali din direcție, este o persoană mereu disponibilă să asculte, să îndrume și să sfătuiască. Abilități de bun comunicator și mediator, dar și capacitate crescută de a empatiza, face ca domnul LOSPA să fie apreciat atât de factorii decidenți și colaboratori, cât și de beneficiarii serviciilor sociale. În timpul liber este pasionat de literatură, sport și turism montan. Domnul Dan Marian LOSPA este căsătorit, este tată la 2 copii și are 2 nepoți. Din vara anului 2016 este tânăr pensionar și bunic de serviciu, un partener bun al primăriei municipiului Roman și a Direcției de Asistență Socială. Domnul economist Dan Marian LOSPA. Sunt emoționat, într-adevăr. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Aș vrea să spun că atunci când am intrat în sală, am citit aici și scrie secțiunea administrației publică. A face administrație publică înseamnă a te dărui. Îi urez domnului primar, Dan Laurențiu Leoreanu, să se dăruiască cel puțin încă un mandat. Vă mulțumesc pentru faptul că astăzi mi-ați prilejuit să rămân câteva minute sau zeci de minute în compania atât de selectă a romașcanilor. Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Continuăm secțiunea administrație publică cu cea care s-a născut pe 27 martie 1973 la Botoșani.
absolventa Colegiului Național, August Treboniu Laurian, din Botoșani, profil informatică, este licențiată în medicină generală la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Are un master în managementul sănătății publice și servicii și serviciilor medicale la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. În perioada 2000-2004 a urmat rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, specializare epidemiologie. Între anii 2004-2006 a fost medic specialist epidemiolog la Biroul de Supraveghere a Bolilor Transmisibile în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț. În perioada 2006-2009 a ocupat diverse funcții de conducere, consilier superior, șef serviciu și director executiv ajung la Autoritatea de Sănătate Publică Neamț. Din anul 2009 este medic primar epidemiolog. Între anii 2009-2013 a fost director coordonator, apoi director executiv ajung la Direcția de Sănătate Publică Neamț. În perioada august 2013-mai 2014 a fost director medical la Spitalul de Pneumofiziologie Bisericani, iar din anul 2014 este director executiv ajung la Direcția de Sănătate Publică Neamț. A urmat mai multe cursuri postuniversitare și programe de perfecționare, este formator în cadrul Casei Corpului Didactic pentru cursuri pe teme de igienă destinate mai multor categorii sociale și este coordonatorul proiectului Prevenirea Obezității în rândul copiilor și adolescenților. A publicat o serie de articole și lucrări în reviste de specialitate. Călătoriile, muzica și arta fotografică sunt printre pasiunile doamnei dr. Marcoci. Iubește animalele, în timpul liber îi place să citească, iar Casa Blanca este filmul preferat al doamnei dr. Daniela Florina Marcoci, un bun colaborator al nostru din partea Direcției de Sănătate Publică. Și vă mulțumesc, domnule primar și Consiliului Local și oamenilor care au considerat că am făcut ceva în viața mea. M-am format ca și medic, am primit premiul de excelență în administrație. Deci e excelent să fii excelent în administrație, chiar dacă ai fost ca și medic, dar Dumnezeu te-a dus pe un drum care probabil ăsta era drumul tău. Vă mulțumesc încă o dată, sunt emoționată și se simte, sunt onorată și nu pot să nu fiu onorat în așa o adunare de oameni mari și mă simt datoare de azi înainte să fac mult mai mult pentru Roman, domnule primar, și romașcanilor, de asemenea promit prezența mea mai activă în viața romașcanilor. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Nu ne așteptam la această promisiune, dar o luăm ca un act declarat public. Continuăm secțiunea administrație publică cu cel care s-a născut pe 12 februarie 1968, absolvent al Liceului Tehnologic din Rosno, promoția 1986. A urmat cursurile Universității Petre Andrei din Iași, Facultatea de Drept. Are un master în managementul instituțiilor publice la Academia de Științe Economice București. Între anii 1998-2000 a fost consilier juridic la Oficiul de Cadastru Agricol și Organizarea Teritoriului Agricol, apoi timp de 6 ani a fost consilier juridic la Prefectura Neamț. În perioada 2006-2009 a fost ofițer specialist consilier juridic la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidenția pașapoartelor simple, iar din anul 2009 este șef serviciu al aceleași instituții. Este căsătorit din anul 1990 cu doamna Daniela Roman, specialist oficiant al Oficiului Poștal din Piatra Neamț. Are 2 copii, Ștefana și Constantin. De remarcat este buna colaborare cu Primăria Municipiului Roman, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberare și Evidența Pașapoartelor Simple, având un rol implicat și determinant în înființarea acestui birou pentru eliberarea și evidența pașapoartelor de la Roman. Colaborarea a început în urmă cu 3 ani, când la Roman, așa cum vă spuneam, a luat ființă un punct de lucru care permite realizarea de pașapoarte simple electronice cu valabilitate de 5 ani. Este vorba de domnul comisar Constantin Roman, împreună cu care am pus bazele acestui centru de la Roman. Nu știu dacă este prezent.
este la biroul electoral județean, au sosit deja buletinele de vot și dânsul răspunde cu capul despre ce se întâmplă acolo. Aceasta este premiul și distinția domniei sale. Vom continua cu secțiunea socială. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pe 20 noiembrie 1989, cuprinde drepturile fundamentale ale copilului, dreptul la viață, dreptul la un nume și o naționalitate, dreptul la educație, dreptul de a-și exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violență, abuz sau neglijență, dreptul la joacă și timp liber. În vederea promovării drepturilor copiilor și încercând să contracareze riscurile la care sunt expuși copiii, Organizația Salvați Copiii România a creat și dezvoltat servicii specializate pentru protecția copilului în familie și în societate. Programele speciale pentru protecția copilului urmăresc acordarea de sprijin direct copiilor prin oferirea de servicii sociale, educaționale, psihologice, juridice și facilitarea accesului la servicii medicale. Anual în România se nasc 20.000 de copii prematuri. La fiecare 5 ore moare un copil cu vârsta mai mică de un an. Acești copii pot fi salvați doar cu aparatură medicală modernă. Salvați Copiii România a inițiat proiectul Fiecare Copil Contează pentru reducerea mortalității infantile și a copiilor până la 5 ani. În anul 2014, beneficiarul acestui proiect a fost Spitalul Municipal de Urgență Roman, care a primit aparatură în valoare de 15.000 de euro, o masă radiantă de reanimare pentru secția neonatologie, un monitor cardiorespirator, un aspirator de secreții, un aparat de aerosol, toate pentru secția pediatrie. Anul trecut, Organizația Salvați Copiii România a adunat Spitalului Municipal de Urgență din Roman o lampă de fototerapie și o masă radiantă cu modul de resuscitare în valoare de 62.000 de lei. Toate echipamentele donate contribuie decisiv la reducerea mortalității infantile. În cadrul Organizației Salvați Copiii, filiala Neamț, sunt derulate diverse programe cu scopul de a informa și de a crește gradul de conștientizare al publicului cu privire la drepturile copilului și protecția acestuia. Printre programele derulate se numără și Am ceva de spus, sănătatea mea contează, Avem dreptul la o lume fără droguri, Prevenirea și combaterea exploatării prin munca copilului, Informare și consiliere pentru copiii cu handicap, Sprijin acordat copiilor afectați de inundații. Președintele Organizației Salvați Copiii, filiala Neamț, este doamna Mihaela Ignatovici Lazăr, care îi mulțumim pentru implicare, pentru buna colaborare și pentru sprijinul pe care l-a acordat împreună cu această organizație Spitalului Municipal de Urgență Roman, în principal secții de neonatologie și secții pediatrie. Avem în continuare o colaborare bună și sperăm în continuare la un sprijin pentru organizații, din partea organizației Salvați Copiii către Spitalul Municipal de Urgență Roman. Invităm reprezentantul organizației Salvați Copiii, filiala Neamț. Este o onoare. Mulțumesc în numele organizației Salvați Copiii pe care o reprezint în această zi și în numele doamnei Mihaela Ignatovici Lazăr, doamnă președinte a filialei Neamț, care s-ar fi bucurat cu siguranță să participe astăzi alături de dumneavoastră la acest eveniment deosebit. Tot ce a realizat organizația Salvați Copiii pentru copiii din municipiul Roman nu ar fi fost posibil fără implicarea oamenilor cu suflet, fără implicarea domnului primar, care ne-a fost un partener loial în toate proiectele pe care organizația Salvați Copiii le-a derulat în județul Neamț, fără implicarea autorității administrației publice a municipiului Roman, care este de altfel singura autoritate județeană care s-a implicat în colectarea fondurilor necesare pentru ca noi, organizația, să achiziționăm acea aparatură medicală fără de care nou-născuții prematuri nu ar fi avut o șansă la viață. Mulțumesc și celorlalți oameni cu suflet care au donat din puținul lor către organizația Salvați Copiii și astfel am dat o șansă la viață unor copilași. De altfel,
gestul suprem pe care putem noi face pentru viitorul nostru. Mulțumesc! Felicitări tuturor celorlalți premiați la această gală! Succes în continuare! Mulțumesc! Mulțumim frumos! Fondată în anul 1956 de președintele Statelor Unite Dwight Eisenhower, People to People International promovează prietenia și înțelegerea reciprocă la nivel global prin programe educaționale, culturale și umanitare. People to People Roman este o organizație deschisă către oportunitățile din mediul internațional care oferă dezvoltare personală membrilor săi prin proiectele desfășurate, schimburi de tineri, training-uri, team building-uri, acțiuni umanitare sau ecologice. Fondată în anul 1989, People to People Roman a fost permanent implicată în diverse programe specifice și a găzduit conferința europeană People to People din anul 2003. Majoritatea membrilor People to People Roman sunt tineri, elevi ai Colegiului Național Roman Vodă. În anul 2009, People to People a primit o finanțare de la Uniunea Europeană prin programul Youth in Action. Astfel, pe parcursul a 8 zile, un număr de aproximativ 30 de tineri de România, Lituania, Malta, Turcia și Cehia au participat la proiectul numit Ready, Steady, Go for a Healthy Life. Pentru activitățile desfășurate, People to People Roman a primit și două distinții. Prima dintre ele, Outstanding Leadership Award, i-a fost acordată doamnei profesor Sorina Danciu pentru implicarea în programele People to People. Al doilea premiu, Membership Award, a fost o distinție care răsplătește dezvoltarea People to People Roman, precum și creșterea numărului de membri. De-a lungul timpului, People to People Roman s-a implicat în inițierea și organizarea numeroase proiecte. Ziua copilului, Roman Vodiști au talent, Let's Do It, România, o prăjitură pentru un zâmbet, strângere de fonduri pentru secția pediatrie. În prezent, președintele al People to People Roman este domnul inginer Andrei Corduneanu. Între proiectele de viitor se numără și organizarea conferinței europene a People to People International, care se va desfășura anul acesta la Roman în perioada 7-11 septembrie. Valorile organizației People to People Roman sunt inițiativă, implicare, ambiție, respect, inovație și loialitate. People to People Roman, prezent astăzi aici, prin domnul inginer Andrei Corduneanu. Mulțumesc primăriei pentru că ne susține proiectele și pentru că susține în primul rând voluntariatul și proiectele de tineret și sunt sigur că asta va continua și în anii următori. Iar în ceea ce privește conferința europeană, după cum ați anunțat, o vom găzdui anul acesta, vor fi peste 100 de musafiri din străinătate și cred că e o ocazie bună de a ne promova orașul și suntem, să zicem, un ambasador așa ca să promovăm urmea noastră și sper să fiți prezent la activități. Mulțumim! Felicitări! Da, eu am fost mai învățat cu florile, că primeam și la început de an școlar, când deschideam anul școlar și la sfârșit când dădeam premii. Numele Asociației Mușatini este legat indisolubil de cel al profesorului Ovidiu Albert, care în anul 2012 a avut inițiativa înființării asociației. Obiectivul declarat al organizației este de a lucra cu și pentru tineri, oferindu-le acestora o alternativă pentru petrecerea timpului liber. Cele aproape 100 de proiecte derulate în comunitatea romașcană au vizat domenii dintre cele mai diverse. Ecologie. Curățenia de primăvară începe cu noi pentru noi. Concurs ecologie organizat de Primăria Municipiului Roman. Locul deșeurilor nu este în casă, trimite-le la plimbare. Opțiune organizată de Primăria Municipiului Roman. Ora Pământului. Educație de tip after school. Proiectul ajută un copil la centrul de zi de la școala gimnazială Calistra Bogaș. Acțiuni caritabile de Crăciun la Casa Bunicilor. A zile de bătrân copii din familii defavorizate. Promovarea lecturii în rândul adolescenților, cu cărțile pe față. Concursul literar Zăpada Zânelor, Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Promovarea limbilor străine, tabără de limba germană, de limba franceză interactivă pentru prechindei. Educație pentru sănătate, proiect lejuit de Ziua Mondială a Alimentației. Prevenție rutieră, strada lui PlayStation, flash mob de Ziua Internațională a Prevenției Rutiere. De-a lungul timpului, eforturile voluntarilor mușatini au fost recompensate cu diverse premii de către Direcția de Tineret și Sport Neamț, dar și de către Ministerul Educației.
menționând premiul întâi la faza județeană a concursului de reviste școlare pentru revista Mușatini. De asemenea, în anul 2013, Asociația Mușatini a fost declarată cel mai bun centru de voluntariat din județul Neamț la gala voluntariatului. Așadar, Asociația Mușatini, domnul profesor Ovidiu Albert. Să-și dedice timpul celor din jur. Mulțumesc și domnului primar care a încurajat întotdeauna activitățile voluntare și ne-a sprijinit în tot ceea ce am făcut. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și noi! Trecem la secțiunea mediul de afaceri. Firma SC Bimar Protcom a fost înființată în anul 1994 la inițiativa doamnei Maria Aniței, manager general. Societatea deține restaurantele Bradu, inaugurat în anul 2001, și Brăduțu, inaugurat în anul 2013. Anul acesta se împlinesc 15 ani de la inaugurarea restaurantului Bradu, recomandat ca fiind o locație ideală pentru organizare de evenimente, catering și meniul zilei livrat la domiciliu. Fără îndoială, toți cei care au trecut pragul celor două restaurante au remarcat ospitalitatea și profesionalismul celor aproape 50 de angajați. De altfel, anul trecut, la festivitate de primire a topului național al firmelor din România, în urma analizei rezultatelor economice, firma SC Bimar Protcom a primit trofeul Top 10, topul primelor 10.000 de firme din România, la categoria Business Awards. Societatea a urcat pe cea mai înaltă poziție a podiumului, locul întâi, surclasând toți competitorii pe plan local care au obiect de activitate restaurante. Deviza firmei este: pentru noi fiecare client reprezintă o prioritate. Maria Aniței este doamna care a demonstrat că reușita unei afaceri este proporțională cu munca și priceperea investită. Doamna Maria Aniței, reprezentantul societății Bimar.com. Pentru mine este o onoare. Mulțumesc tuturor angajaților, fără ei n-aș fi putut să fac nimic. Și mulțumesc domnului primar pentru că ne sprijină tot ceea ce facem și de câte ori avem nevoie și apelăm, ne ajută. Și dorim și domnului primar un succes în continuare. Mulțumim frumos și vă urăm succes. Mediul de afaceri este motorul unei comunități. Cine n-a înțeles acest lucru, este timpul să se gândească. Avem nevoie de tot tipul de activități, plecând de la cele care definesc o națiune, o comunitate, învățământ, sănătate, dar fără mediul de afaceri nimic n-ar fi posibil. Din vara anului trecut, pe Bulevardul Roman Mușat, funcționează o nouă clinică medicală modernă. Dotările sunt de ultimă generație, iar prestațiile medicale sunt efectuate numai de profesioniști în domeniu. Gama de servicii oferite de centru medical IMC Roman este diversă. Laborator de analize, farmacie, centru de permanență, medicina muncii, medicină de familie, radiologie, dermatologie, pediatrie, endocrinologie, ORL, medicină internă, oncologie, urologie, pneumologie, obstetrică, ginecologie, oftalmologie, stomatologie, ortopedie, neurologie, cardiologie, psihiatrie, ecografie. Clinica MC se mândrește cu o echipă de medici cu vastă experiență în domeniu, medici specialiști din Roman, din Piatra Neamț și din Iași, își desfășoară activitatea în cabinete dotate la nivel internațional.
în premieră Petru Roman, clinica MC, pune la dispoziția romașcanilor ecograful Voluson E8 Expert, ecograful cel mai performant din lume în domeniul obstetricii și ginecologiei. Și tot aici, pentru radiologie generală de înaltă precizie, se utilizează aparatul de ultimă generație Siemens Luminos RF. Deviza clinicii este calitate desăvârșită la cele mai înalte standarde. Invităm așa, dar reprezentantul Centrului Medical AMC Roman. În alte părți și chiar dacă nu s-au născut la Roman, să vină să investească la Roman și să devină romașcani. Ne-am bucurat foarte mult. Anul trecut a fost inaugurată o nouă investiție la Roman, complexul MGH. Situat la, acum zic în românește, poate să spuneți că trebuia în engleză, da? Situat la intrarea în pietonalul Ștefan cel Mare, complexul MGH, deținut de soții Otilia și Ciprian Ghidăoanu, reprezintă dovada perseverenței, profesionalismului, curajului, determinării și încrederii a doi tineri romașcani, care și-au dorit să împărtășească visul lor cu ceilalți romașcani. Complexul este multifuncțional. La parter se află bistroul Season, cu 45 de locuri la mese și 40 de locuri pe terasă. La primul etaj funcționează centrul de frumusețare VIP, cunoscut deja de ani de zile domnișoarelor și doamnelor de Roman, cu experiență de peste 14 ani în domeniu, centru VIP oferă servicii cu un spectru foarte larg, la standarde internaționale de cosmetică, întreținere corporală, manicură, pedicură, solar, hairstyle. La etajul al doilea a fost amenajat un loc de joacă pentru copii, Kids Land, destinat copiilor cu vârste între 4 și 10 ani. Anul acesta, în preajma zilei de 8 martie, la inițiativa managerilor complexului MGH, stiliștii salonului VIP au fost prezenți la centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, Casa Bunicilor. Toți cei cazați în centru, 24 de bunicuții și bunici, au beneficiat în mod gratuit de serviciile oferite de stiliștii centrului de înfrumusețare. M-a emoționat și m-a impresionat acest gest al dumneavoastră. Trebuie să vă mai spun că denumirea complexului MGH vine de la numele fetiței familiei Ghidăoanu, Maria Ghidăoanu Haris. În limba greacă Haris înseamnă har și binecuvântare. Le dorim mult succes în continuare, iar harul și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți romașcanii din acest oraș și tuturor prietenilor romașcanilor. Așadar, îi invit pe cei doi, soț și soție. Mă bucur foarte mult că văd o afacere de familie care este de Forța Roman. Le urez mult succes. Roma nu are nevoie de tineri întreprinzători care să se implice în viața generală a municipiului, pe toate domeniile și planurile de activitate. Ne bucurăm să vă avem alături și sper în continuare lucrurile să vă meargă tot mai bine. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule primar, vă mulțumim mult pentru această apreciere. Acest premiu, eu cred că este o încununare a curajului, a încrederii și a devotamentului și sacrificiului depus pentru a duce la bun sfârșit acest frumos proiect de care noi ne bucurăm împreună cu angajații noștri și romașcanii. Sper că în continuare vor fi oameni care vor da dovadă de curaj și devotament pentru a pune umărul la dezvoltarea municipiului nostru. Totodată țin să felicit ceilalți nominalizați astăzi pentru organizarea frumoasă și succes în continuare. Vă
Bună ziua tuturor! Felicitări tuturor nominalizaților și premiaților de astăzi, cei prezenți și cei care nu au fost prezenți. Este o deosebită onoare să ne aflăm alături de oameni valoroși din orașul nostru. Mulțumim domnului primar și conducerii pentru astfel de inițiative, astfel de evenimente care ne oferă posibilitatea de a ne cunoaște și de a conștientiza câți oameni valoroși se află în orașul nostru. Încă o dată, felicitări tuturor, mult succes în continuare, multă, multă sănătate și putere de muncă și, domnule primar, mult, mult succes din toată inima, aveți susținerea noastră. Mulțumesc frumos! Secțiunea Mass-Media. S-a născut pe data de 1 iulie 1952. Este absolvent al liceului Calistrat Hogaș din Piatra Neamț. A urmat cursurile Facultății de Metalurgie la Institutul Politehnic București. În perioada studenției a fost timp de 2 ani redactor al postului de radio al Institutului Politehnic București. În aceeași perioadă a scris și a regizat piese de teatru cu care a luat mai multe premii la festivalurile studențești. După terminarea facultății a fost repartizat la întreprinderea mecanică Roman, unde a lucrat ca inginer până în anul 1991. Începând cu aprilie 1990, timp de 2 ani, a fost redactor șef al săptămânalului Romanul Liber. În perioada anului 1992, mai 1993, a fost redactor la cotidianul Ceahlău. Între anii 1994-1997, a fost redactor șef la televiziunea CNS Roman, iar în perioada februarie 1997-august 2000, a fost redactor la televiziunea TLM Piatra Neamț. În intervalul august 2000-aprilie 2013 a fost pe rând șef serviciul relații publice, purtător de cuvânt al primăriei municipiului Roman, inspector la compartimentul transporturi și al primăriei municipiului Roman. Începând cu aprilie 2013 și până în octombrie 2014 a fost purtător de cuvânt la Consiliul Județean Neamț. Din septembrie 2015 este colaborator la televiziunea CNS Roman, unde realizează emisiunea Sete de Cultură, iar din luna martie este redactor la Mesagerul de Roman. Domnul inginer Dana Ilincă este nepota scriitorului Dumitru Almaș, de la care se pare că a moștenit și talentul scriitoricesc. În timpul liber este un pescar tenace. Se consideră un om împlinit, este căsătorit și are un băiat, Dan Andrei. Îl invităm pe domnul Ion Dan Ilincă. Consiliul Județean, l-am exportat acolo, a făcut față cu bine și pe urmă l-am chemat înapoi. Deci dacă a fost la două instituții, încheiindu-și cariera, considerăm că în sumarea acestor activități se încadrează în acordarea unui premiu de excelență ca să venim și cu argumentul activității de astăzi. Felicitări și multă sănătate în continuare! Născută la Roman pe 30 iulie 1988, absolventa Colegiului Tehnic Danubiana, specializare resurse naturale și protecția mediului. La terminarea liceului a oscilat în alege între meseria de inspector OPSC și jurnalist. S-a înscris atât la Facultatea de Biologie, cât și la Facultatea de Litere Jurnalism. A optat pentru jurnalism și urmat cursurile Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Are și un master în relații publice și publicitate, obținut la aceeași universitate. În anul 2008 a colaborat la Radio Nord-Est Iași. În anul 2009 a fost redactor la Agenția de Știri Cuzanet. Iar din anul 2010 este redactor și realizator
la CNSTV Roman pe partea de administrație publică, locală și politică. De 6 ani face parte din echipa CNSTV, lucrează alături de o echipă de profesioniști și crede că se află în redacția potrivită, CNSTV fiind de altfel primul studio de televiziune din Roman și din județul Neamț. În anul 2012 este redactor șef și moderează emisiunile Opinii Avizate și Interviul emisiunii. De-a lungul timpului, interlocutorii au fost personalități ale vieții culturale, sociale sau politice. În emisiunile moderate de domnișoara Ramona Țarcă au fost, printre alții, invitați și Răzvan Teodorescu, Sergiu Nicolaescu, Virgil Petrovici, Alexandru Mironov, Mirabela Dauer, Angela Similia, Stella Popescu, Alexandru Arșinel și Florin Persic. Este o fire ambițioasă, comunicativă, îndrăzneață, veselă și energică, dar mai ales este obiectivă, este verticală, are atitudine în mass media locală. Doamna Ramona Mihaela Țarcă. V-am găsit, mulțumesc domnule primar. Mă gândeam la ce spunea colegul meu mai înainte, domnul Dana Ilincă, că acest premiu vine odată cu experiența și cu vârsta. Probabil că eu sunt, fără a supăra pe cineva, cea mai tânără de aici, născută în 88, deci la mine sigur nu se potrivește. Oricum, contraargument. Contraargument. Îi mulțumesc acum public domnului Dana Ilincă, pentru că pe vremea când dumnealui era purtător de cuvânt la primăria Roman, eu pe atunci, o simplă studentă la jurnalism, încercam să realizez un interviu în primărie și m-a încurajat domnul Dana Ilincă pentru că m-a dat pe o ușă afară și am intrat pe alta și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac asta și astăzi îi mulțumesc public. Probabil că au uitat, au trecut ceva de atunci, prin 2007. Mulțumesc, Dane! Mulțumesc tuturor! Da, iată, nimic nu rămâne neplătit în viață. Felicitări, Ramona, și mult succes în continuare. Născut la Roman pe 6 octombrie 1967, este absolvent al Colegiului Național Roman Vodă. A urmat cursurile Facultății de Drept. A debutat în presa scrisă în 1992 la Gazeta de Roman, alături de cunoscuții jurnaliști Flora Ordean și Alexandru Mihăilă. Și are ceva din atitudinea celor doi, cumva așa împreună în creuzet amestecat. A debutat, așa cum spuneam, timp de un an, a lucrat în 1995-1996 ca redactor la Monitorul de Roman. În anul 1998 a lucrat ca redactor și realizator de emisiuni la Radio Nord-Est FM, precum și la Vânzări Publicitate. În perioada 1998-2001 a fost redactor și realizator emisiuni la Terra FM. Între anii 2001-2006 a fost redactor și realizator emisiuni la Radio Nord-Est FM. Din anul 2014 este realizatorul emisiunii la televiziunea Roman TV. Are ca hobby pescuitul, muzica, heavy metal și bluesul. Este vorba de domnul Cristian Valeriu Gălan. Îl felicit în primul rând pentru atitudine, pentru verticalitate, pentru că este un om care răspunde pe principiul al doilea al fizicii, principiul acțiunii și reacțiunii la orice presiune. Îi mulțumesc atâșadar și îl invit aici pe domnul Cristian Valeriu Gălan. Și oferit microfonul, sunt obișnuit cu microfonul. Aș putea să vă țin până mâine dimineață. De aceea voi fi foarte scurt și am să vă spun vă mulțumesc pentru premiu. E prima dată când mă premiază primăria. A venit și ziua aia. A venit și ziua asta după 20 de ani de presă. Mulțumesc! Felicitări! Secțiunea Sport. Absolvent al liceului teoretic numărul 2 Roman, promoția 1973, a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică la Institutul Pedagogic Constanța, specializarea handbal. În perioada 1993-1995 a continuat studiile la Universitatea din Bacău, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Între anii 1978-1997 a profesat la școala gimnazială Ion Creangă din Pașcani, fiind și directorul acestei școli în perioada 1984-1995.
Din anul 1997 este profesor la liceul Program Sportiv Roman. În toți acești ani a avut ca obiectiv profesional depistarea și instruirea copiilor cu calități deosebite pentru a practica handbalul de performanță. Rezultatele nu au întârziat să apară. Elevii domnii sale, obținând rezultate meritorii la turneile finale și semifinale. Tot printre elevii pregătiți de profesoara Eugenia Tăbuci, se află și sportivele promovate în Liga Națională. Ana Maria Iuganu, extrema noastră stângă de la HCM Roman, Adina Teodoru Cârliugeanu, de la Handball Club Zalău, Adriana Chelaru, de la Măcura Cisnădii, Mădălina Chirilă, de la HCM Râmnicu Vâlcea. Din cele două generații pe care le-ai educat în calitate de diriginte, s-au format și două cupluri de arbitri, Marius Murariu și Claudia Tăbăcariu, arbitri divizionari, și Georgiana Lungu și Mihaela Paraschiv, care au arbitrat la două turnee internaționale de junior 3 în Cehia și Suedia. În repetate rânduri, elevii îndrumați de doamna profesor au susținut mici spectacole la Biblioteca Municipală George Radu Melidon, sub semnul parteneriatelor încheiate între cele două instituții. Vocație, dăruire și răbdare sunt cuvintele care o definesc pe doamna profesor Eugenia Tăbuci. O invităm așadar alături de noi, mulțumindu-i pentru activitatea pe care a desfășurat-o și o desfășoară și pentru jucătoarele valoroase pe care le furnizează handbalului românesc, handbal care s-a încununat de curând pentru prima dată în istorie cu Cupa Campionilor Europeni, câștigată acasă în Ungaria împotriva unei echipe ungurești, Gheorghe. Adică dacă odată am pus opincile pe Parlamentul din Budapesta, de data aceasta am pus tricolorul în sala polivalentă din Budapesta. Am fost tare mândru că-s român și că am câștigat pentru prima dată Champions League în handbalul feminin și un rol aici pentru handbalul feminin românesc și Romașcan îl are și doamna profesor Tăbuci. Urmașa profesorului Placul Ban și Tuz. Mulțumesc colegul meu de clasă de la liceu. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru nominalizare. Permiteți-mi, vă rog, să fac o mărturisire. Eu sunt o fire foarte emotivă și mă mir că băiat încă în mână florile, distinția, nu sunt de jos pe undeva. Dar acesta este un semn foarte bun. Înseamnă că mă simt confortabil. Am mai participat la diverse festivități de premiere, dar la niciuna de această dimensiune. Și acest lucru îmi permite să mai spun, pentru a nu știu câta oară, că mă consider o persoană foarte norocoasă. O persoană norocoasă prin oamenii pe care i-am cunoscut, cu care am schimbat idei, păreri, și aș vrea să amintesc doar două dintre aceste persoane. Regretata atletă Iolanda Balaș, care primea scrisori pe adresa Iolanda Balaș Europa și distins om de televiziune și excepțional reporter sportiv, Cristian Țopescu. Era să spun Cristian Gațu, că era mai aproape, a fost președinte al Federației Române de Handbal, ne cunoșteam mai bine. Vă rog să-mi permiteți să dedic acest premiu distinsului meu coleg, domnul profesor Petru Sandu, directorul Liceului Program Sportiv, cu mențiunea că fără sprijinul domniei sale, nici eu și nici colegii mei nu am fi reușit să obținem rezultatele pe care le-am obținut. Fac mențiunea că domnul profesor Petre Sandu, directorul Liceului cu Program Sportiv, a fost nominalizat într-o ediție anterioară a Galei Excelenței la Roman. Iată deci că valorile romașcane se găsesc în cadrul manifestărilor prelejuite de Gala Excelenței. S-a născut pe 20 ianuarie 1948 în comuna Miroslovești, județul Iași, absolvent al Liceului George Bacovea din Bacău. A urmat cursurile Facultății de Educație Fizică la Institutul Pedagogic Bacău și a desfășurat activitatea sportivă la echipa Știința Bacău, iar în anul 1970 a fost repartizat la Școala Generală Săbăoani, județul Neamț. În anul 1972, în cadrul Liceului Vasile Alexandri Săbăoani, a înființat echipa de handbal fete,
care a terminat campionatul județean de junioare 1 pe locul 2. Din anul școlar 1979-1980 a fost transferat la Clubul Sportiv Școlar Roman, unde având condiții mai bune de pregătire și o bază de selecție mai mare, rezultatele nu au întârziat să apară, obținând prima medalie de handbal din istoria municipiului Roman. În anul școlar 1988-1989 a fost transferat la școala gimnazială Vasile Alexandrie Roman, unde a continuat activitatea de formare a talentelor. Cel mai mare succes al activității dumnealui este portarul Ludmila Tereza Tamaș Păslaru, vicecampioană mondială în Rusia în anul 2005, câștigătoarea Supercupei Europei cu Olchim, locul al patrulea la campionatul mondial din Franța în anul 2007 și portarul actual al echipei HCM Roman. În 45 de ani de activitate a participat cu elevii pregătiți la 15 etape finale, 37 de etape de zonă și 75 de etape județene. În anul 1973 a promovat examenul de definitivat în învățământ, în anul 1979 a obținut gradul didactic 2, iar în anul 1985 obține gradul didactic 1. Pentru activitatea meritoasă a primit numeroase diplome și premii de la Ministerul Educației și Învățământului, diploma de profesor evidențiat, de la Federația Română de Handbal, diplomă de excelență pentru merite deosebite de dezvoltare a handbalului românesc, de la Direcția pentru Sport a Județului Neamț, plachetă cu ocazia împlinirii unui secol de existență a educației fizice și sportului pe meleaguri nemțene, de la Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, diplomă cu prilejul Zilei Educației. Este vorba despre domnul profesor Ioan Ungureanu. Vă invităm aici alături de noi. Nu prea sunt învățat eu cu microfonul, dar o să mă străduiesc. Mulțumesc, sunt foarte onorat de a fi prezent în această sărbătoare romașcană. Mulțumesc primăriei Roman și domnului primar, doamna Valențiu Leoreanu. Dedic toate succesele mele în 45 de ani colegilor de la Liceul Vasile Alexandrie Roman, LPS Roman și școlii Vasile Alexandrie din Roman, cele trei școli unde am funcționat. De asemenea, dedic aceste premii elevilor și părinților din Comuna Săpăman și municipiul Roman, care au avut încredere în mine și m-au lăsat copiii pe mâna mea. Sunt aproximativ de jumătate de an pensionar, așa că sunt la dispoziția primăriei Roman, dacă mai pot să mai, dacă primăria mai consideră că mai pot să mai contribui cu ceva în activitatea sportivă și alte activități unde mă mai pricep. Mulțumesc tare mult, felicit pe toți participanții la această sărbătoare și vă urez la mulți ani, domnului primar, mult succes în activitatea pe care frumos o desfășoară. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Multă sănătate vă dorim! S-a născut pe 25 august 1967, absolvent al Liceului Industrial numărul 3 Roman, a urmat cursurile Facultății de Chimie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializarea Chimie Fizică. În anul 2003 obține o a doua licență la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Preocupat de formarea continuă, a urmat mai multe cursuri de specializare, management și comunicare, managementul instituțiilor educaționale și altele. A participat la colocvii și simpozioane pe teme de educație și a publicat articole în lucrări de specialitate. În perioada 1997-2004 a fost profesor de educație fizică și sport la mai multe școli și licee. Grupul Școlar Agricol Ionescu de la Brad, Școala Generală Roman Mușat, Colegiul Tehnic Miron Costin. Din septembrie 2004 este profesor antrenor la Catedra de Fotbal a Liceului cu Program Sportiv Roman. Ultimele patru calificări la fazele superioare la Campionatului Național de Junior Fotbal ale unor echipe aparținând Liceului cu Program Sportiv au fost obținute de sportivii antrenați de domnul profesor Constantin Lupușoru. În decursul activității profesionale, numeroși sportivi antrenați de domnia sa au obținut titlul de cel mai tehnic jucător sau cel mai bun portar și au fost promovați la echipele de seniori din cadrul ligilor superioare de fotbal.
Anul trecut, echipa de fotbal băieți a liceului cu program sportiv Roman a obținut locul întâi la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Este cadru didactic în cadrul Corpului Național de Experți în Managementul Educațional. Deține un carnet de antrenor de fotbal categoria 3-a, licență B de antrenor, acordată de Federația Română de Fotbal. Domnul profesor Constantin Lupușoru. Dumneavoastră și colaboratorilor pentru cuvintele frumoase, pentru distinția acordată și pentru onoarea de a fi astăzi în mijlocul dumneavoastră. De asemenea, așa cum a spus și distinsa colegă, aș vrea să mulțumesc și conducerii liceului, domnului director Sandu Petrică, precum și colegilor de la catedră, care au fost un sprijin în obținerea acestor rezultate. Aș vrea să spun doar că, în ciuda firilor de păr alb, timpul este de partea mea și cred că și pe viitor vom obține rezultate frumoase pentru liceu cu program sportiv, cât și pentru comunitatea noastră. Vă mulțumesc și vă urez succes! Mulțumesc frumos! Cele 5 secțiuni ale Galei Excelenței la Roman au fost parcurse. Urăm mulțumiri. În primul rând acordăm mulțumiri tuturor celor implicați în activitatea comunității. Le spunem felicitări și aș vrea în final să acord o floare și celor două doamne care au fost la debut. N-am acordat fiind un moment legat de o situație un pic mai tristă. Acum, pentru că lucrurile, să spunem, au un anumit entuziasm al zilei, vă invit să vă înmânez și florile. Cu acestea, ediția a 7-a a Galei Excelenței Romașcani a fost parcursă. Vă urez tuturor multă sănătate, bucurie să vă simțiți bine. Vă invit la un dineu organizat de Primăria Municipiului Roman și să-ți ciocnim un pahar spre sănătatea fiecăruia dintre noi, a tuturor romașcanilor, a întregului municipiu Roman și a tuturor prietenilor Romanului și a romașcanilor, oriunde ar fi și unde s-ar afla ei. La mulți ani și felicitări tuturor! Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe Romașcani!